Edistribuție Banac a anunțat o serie de întreruperi programate pentru a asigura în bune condiții capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Miercuri 16 februarie vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Deva, de pe străzile Hărăului, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuș, Griviței, parțial, Alea Cinciș, Traian Vuia, Ardealului, Alea Digului, Banatului, Munteniei și Bucovinei între orele 9 și 17. Tot miercuri va fi întreruptă furnizarea energiei electrice în Crăciunești, parțial între orele 8 și 16, tot parțial în Pui între orele 9 și 17, în Petroșani pe străzile Aurel Vlaicu, Mioriței și Circa de Pompieri între orele 9 și 17, de asemenea în același interval orar în localitățile Blăjeni, parțial, Sibișelul Vechi, Sibișelul Nou, Cucuiș, Ciungu Mare, Romoșel, Poieni, Beriu. La Hunedoara va fi întreruptă furnizarea energiei electrice la blocul 1 bis, scara B, de pe strada George Enescu, între orele 9 și 17.